Călătoria cu transportul public din municipiul Cahul se scumpește din 1 noiembrie. O călătorie cu maxi-taxi va costa 5 lei față de 3 lei în prezent. O decizie în acest sens a fost aprobată la ședința Consiliului Municipal Cahul. Potrivit primarului Nicolae Dandiș, hotărârea a fost luată la cererea agenților economici privați care prestează serviciile de transport. Persoanele defavorizate, elevii, pensionarii și veteranii de război vor beneficia de abonamente de călătorie subvenționate de primărie. Prețul unei călătorii cu transportul public în Cahul a fost majorat ultima oară, acum 12 ani.